Bună seara și bine ne-am regăsit la Puterile Secrete. Vă era dor de Horațiu. Horațiu este cu noi astă seară. Mulțumesc, Horațiu, că ai acceptat invitația. Suntem... Mulțumesc pentru Ne-am invitație. văzut de ceva timp, dar a venit timpul să, cum să spun, să reîncepem emisiunile. Sper Așa este. că o să ne vedem mai des. E, vorbim despre efectele miraculoase ale terapiei la distanță și inițieri în simboluri sacre. Da? Terapia la distanță pe care tu o stăpânești perfect, faci de ani de zile cu rezultate extraordinare. Știu că la un moment dat mi-a fost rău și am apelat la tine, aveam niște dureri de spate și chiar pot să spun că, din câte mi-aduc aminte, mi-au trecut. Da. Mulțumesc lui Dumnezeu că n-am mai revenit, pentru că altfel te-aș fi rugat din nou. Dar, oricât am fi de neîncrezători, pentru că foarte mulți nu cred în terapia la distanță, eu pot să spun clar că ea funcționează și nu numai din această experiență pe care am avut-o cu tine. Știu de la oameni care au făcut tratamente, de la oameni care și-au rezolvat probleme grave de sănătate, nu o durere de spate. Sunt lucruri pe care, dacă noi nu le putem măsura, nu le putem cuantifica într-un fel, nu le credem. Deși cea mai mare parte a lucrurilor care ne afectează pe noi, pe toți, este zona asta nevăzută. Exact. Icebergul are la suprafață doar 10% din el. Exact, Restul așa este. este în mare. 90% din iceberg este în interior. Și mai e ceva. Dacă un lucru nu se vede sau nu se simte, nu se poate atinge, nu înseamnă că el nu există. Corect. E clar. Da, am propus să discutăm despre aceste lucruri pentru că sunt, cred, lucrurile care mi-au devenit cele mai dragi de-a lungul acestor, uite, sunt 17 ani, anul acesta, de când am descoperit, de când mi s-a arătat într-un fel sau altul această opțiune, această practică a razei magice vindecătoare. După care, sigur, au urmat și inițierile Reiki și profesoratul și toate lucrurile în care m-am instruit. Dar de 17 ani încoace mi-am dat seama că așa este. Dacă un lucru nu se vede, nu înseamnă că el nu există. Și mi-au devenit, cum spuneam, foarte dragi, aceste două proceduri. Terapiile energetice la distanță și inițierile în simboluri sacre. Indiferent că sunt inițieri în tehnica Reiki japoneză, în tehnica Sacru Șecmet din Egiptul Antic, pentru că și acolo avem o mulțime de simboluri sacre, foarte, foarte vechi și extrem de utile în terapiile energetice pe care le fac, indiferent că sunt simboluri din geometria sacră, iar niște simboluri extrem, extrem de vechi. Cred că nu există popor pe lumea aceasta, pe fața planetei noastre dragi, care să nu aibă în adâncul inimilor lor ceva din geometria sacră, un simbol, o încrâmpei din ceva. Să ne amintim. Eu în copilăria mea am petrecut-o undeva în munții Țibleșului. Acolo toată lumea avea în casă, la țară, evident, la bunicii mei, era pe fiecare perete un păretar, da? Sau o față de masă, sau o cuvertură care avea simboluri din geometria sacră pe ea. Ori o frântură din floarea vieții, ori simbolul particulei de lumină, ori, știu eu, flori așezate într-un anumit fel, și mai ales felul în care erau combinate, cercuri interesante. Nu înțelegeam atunci când eram copil. Îmi plăceau, dar nu înțelegeam. Și uite că acum ne-am dat seama că toate aceste lucruri au fost transportate de-a lungul a milenii, au ajuns până la noi. Din păcate, prea puțini mai operăm cu aceste simboluri, dar e important că suntem destui totuși care știm și putem transfera mai departe inițierea în aceste simboluri. Le aveau oameni în casă, cum spuneam, în vechime, până nu de mult, și simpla lor prezență a acestor simboluri din geometria sacră aducea mult confort psihic, fizic, energetic.
purificau realmente locuințele în care erau puse. Gravurile de pe obiectele de decor, de pe ulciorul cu apă, de pe oala de sarmale, de pe, toate erau, într-un fel sau altul, pictate sau gravate. Toate acestea înfățișau simboluri din geometria sacră, transportate, cum spun, de milenii. Deci s-a terminat brusc. Vom vedea unde va duce acest sfârșit al prezenței simbolurilor sacre în casele noastre. Oricum, ca ele să funcționeze foarte, foarte bine, toate aceste simboluri, indiferent că sunt din geometria sacră, din radionica spirituală, din tehnica Reiki, din Egiptul antic sau din Orientul Mijlociu, toate aceste simboluri, ca să funcționeze foarte bine, spuneam, ar fi bine să fim inițiați în ele, ca să știm să practicăm cu adevărat, să știm la ce sunt folositoare și să le putem transmite la distanță. Pentru că așa apă. Să putem să înțelegem Horațiu într-o altă ordine de idei ce se întâmplă în jurul nostru. În Pentru primul că rând. am asistat împreună la un spectacol al simbolurilor și dacă le cunoaștem, putem să tragem o concluzie și să ne facem așa un pic o imagine despre ce ne așteaptă mâine. Dar ne întoarcem la emisiunea noastră. Așa este. Din păcate, se vehiculează multe simboluri care nu vor duce, sau oricum, eu nu zic că e bun sau rău, este nefiresc. Și ceea ce este nefiresc este împotriva naturii. Pentru că da, oamenii În momentul în care. ar trebui să le privească cu foarte multă atenție și cu seriozitate, pentru că nu e o glumă. Deloc. În momentul în care apare nefiresc, în momentul în care te-ai rupt de natură în mod voit, este clar că natura, într-un fel sau altul, te va cuceri și îți va repune în discuție cine este ea, cine ești tu și va trebui să faci eforturi colosale să te întorci la o viață firească. Ori, precum vedem, ultimii anișori și ceea ce se preconizează că urmează vor duce la lucruri din ce în ce mai nefirești. Cu acordul nostru. Dar cum am putea să ne apărăm? Pentru că pârghiile n-au cam fost luate, din păcate. Însă, asta spun, aceste inițiative, fiecare pe cont propriu poate să-și aducă o contribuție, pentru că știind exact care este impactul acestor simboluri nefirești, dar cunoscând și simbolurile adevărate, cosmice, naturale, acestea cu siguranță sunt purtătoare de multă lumină și energie pozitivă și eu cred că la sfârșit, chiar dacă se spune de multe ori viața nu-i ca filme, ba da, va fi. Binele va învinge rău, sunt convins de asta, dar pentru asta fiecare va trebui să fie într-un fel sau altul, cei care sigur se apropie de lumină, ființele solare, ființele luminoase, să poarte în sine cât mai multă cunoaștere a acestor simboluri firești, naturale, cosmice, ca să aibă un scut de protecție, în primul rând, și să aibă arme cu care să se lupte împotriva simbolurilor nefirești și a evenimentelor nefirești și al comportamentelor nefirești. Dar, în fine, este, cum spui, o altă discuție care sigur ar trebui să fie luată foarte în serios. Ar trebui să se învețe chiar la școală, pentru că o parte din ele se învață în zona asta de matematică, dar fără Da. a fi geometrie, fără a fi specificate clar. Deci se învață doar ca Exact. elemente geometrice. Strict matematic, strict aritmetic. Exact. Mai mult de atât nu li se spune despre simboluri. Însă, la un clic distanță, fiecare poate să afle astăzi tot ce își dorește. Da, asta e o minune. Chiar cum spui, la un clic distanță putem să vedem și valențele terapeutice și valențele pentru transformarea noastră personală ale acestor simboluri. Da, trebuie doar să ne intereseze. Păi toți vorbim, oriunde deschizi, auzi, dezvoltare personală, mă uit la curs de dezvoltare personală, citesc cărți de dezvoltare personală, transformare personală, creșterea vibrației, ce mai avem? Salturi cuantice, evoluție, nu știu. Da, de acord. Dar sunt atât de la îndemână și dacă îți amintești, uite, ai spus extraordinar de frumos. Le-am învățat la școală multe dintre ele. Toți le învățăm, pentru că aceeași matematică se învață tot timpul. Eu am la gât un simbol al pentagramei, un pentaclu, o pentagramă învelită în cerc. Este steaua în cinci colțuri. Dar cine îți spune care e de fapt treaba? S-a ocupat de a Leonardo da Vinci și a dat seama că este
simbolul omului universal. Nu ne-a Uite spus că au nimeni. reținut că pentagrama este un simbol rău, Da. este ceva aducător de necazuri, de rele, pentru că Cred că vezi, este unul dintre imediat, simbolurile cele mai luminoase și mai pozitive din nu, câte dar există. imediat omul înțelege partea cealaltă. Din păcate, pentru că nu îi se spune cu adevărat ce înseamnă. Deci, pentagrama purtată așa cum o porți tu la gât, este clar, reprezintă omul. Este poate că cel mai puternic dintre simboluri. Dacă o puneți invers, atunci înseamnă altceva, dar așa cum crucea nu o purtați invers, nu o să purtați nici pentagrama invers, e de la sine înțeles. Pentagrama așa este, cu vârful în sus, nu cu vârful în jos. Este un simbol foarte vechi, nici nu se știe exact. S-au descoperit niște desene, mă rog, prin peșteri în Orientul Mijlociu, la un moment dat. Nu se știe exact de când a apărut. Împăratul Solomon o folosea chiar ca sigiliu. Era așa și ștanța documentele pe ceară și era foarte, foarte cunoscător de simboluri din geometria sacră. Toți Cred am mers cu steaua, steaua de la Betlehem, nu toți am mers cu steaua. Este această pentagramă, purtam cumva steaua invers? Nu! niciodată. Este clar. Da. Și aceste simboluri, cred că, dar și cele care vin dinspre tehnicile izvorâte ceva mai târziu, cum este Reiki japonez, pentru că acolo s-a născut, să zic așa, grație revelației divine pe care a avut-o doctorul Mikao Usui, marele nostru maestru pe linia de inițiere Reiki. Reiki, nu, însemnând energie de esență luminoasă. Rei înseamnă lumină, spirit, iar chi înseamnă energie. Deci combinația acestor două cuvinte, așa cum a prezentat-o maestrul izvorător al acestei terapii, Mikao Usui, ar însemna energie de esență spirituală, de esență luminoasă, care, sigur, această energie universală, care ne învelește absolut pe toți și tot ce există în jurul nostru, poate fi benefică, are valențe terapeutice extraordinare, pentru că sunt esențe spirituale, esențe luminoase, esențe pozitive, care fac în așa fel încât să transforme omul realmente și să îl ducă și spre o stare optimă de sănătate, din toate punctele de vedere, mental, fizic, sufletesc. Pentru că nu discutăm despre toate trei, aceste toate terapii energetice sunt holistice, discută despre om în ansamblul lui. Nu se adresează, pune mâna pe piept pentru că există poate vreo dereglare în zona aparatului respirator sau în zona glandei timus, dar energia se duce în tot corpul. Acest chi, această prana, cum îi spun indienii, această energie universală se duce pentru că este atât de inteligentă, fiind izvorâtă și promovată direct din sursa creației, direct de la creatorii noștri și ai tuturor lucrurilor văzute și nevăzute din univers. Se duce, este foarte inteligentă și se duce la nivel de nanosecunde. Străbate întregul corp și se uită ca și cum ar scana să vadă unde sunt disfuncțiile, unde sunt locurile, zonele cu deficit maxim energetic. Și umple golurile respective. Își cheamă atât de multă cantitate atunci când atingem un corp cu palmele și suntem inițiați în vreo tehnică bioterapeutică, energetică, atunci, pe perioada când suntem cu mâinile pe corpul pacientului, energia vine instantaneu, caută, scanează, cum spuneam, și își cheamă atât de multă cantitate de energie încât să umple toate golurile acestea, toate zonele în care există deficit energetic. Asta este prima condiție. Ca un organ să funcționeze, trebuie să aibă energie. Noi suntem ca o baterie, ca o baterie, zic bateria umană, sistemul acela de chakre, despre care vorbesc mulți oameni, mulți îl cunoașteți, poate unii nu-l cunoașteți, dar este foarte simplu, sunt 7 la număr principale, sigur, de jos, de la baza coloanei vertebrale până în creștetul capului, care străbat glandele principale din sistemul nostru endocrin. Și această energie în primă fază infuzează energie în glande, glandele mai departe la organe prin intermediul țesutului și la celelalte structuri anatomice care ne compun, oase, mușchi, articulații. Totul se întâmplă, sigur, cu ajutorul acestui transport prin țesut, prin fascie.
Am mai vorbit despre asta și în alte emisiuni pe care le-am făcut împreună. Dar acum este momentul să vorbim în continuare despre simboluri. Aceste simboluri, cum spuneam, sunt foarte, foarte inteligente și puternice. Ele, la rândul lor, sigur, sunt purtătoare de foarte multă energie, de o calitate extraordinar de bună, de o vibrație fantastic de înaltă. Sunt cunoscute în întregul univers de către absolut toate entitățile și toate ființele care îl compun. Eu când fac câteodată tratamente plantelor din curte sau plantelor din casă, este o minune, pentru că plantele nu pot să ajungă niciodată în poziția lui Toma Necredincios. Plantele nu o să întrebe niciodată oare bună chestia asta, să cred în ea, să nu cred în ea. Nu au această instrucție negativă de necredință, de neîncredere. Și atunci plantele, animalele, copilașii primesc energia universală extraordinar de bine. Și asta spunea că fac plantelor tratament, este o minune pentru că le vezi la nivel de minute, de zeci de minute, depinde cât de atacată este o plantă, pentru că și ele sunt atacate la rândul lor ca orice ființă, de intemperii, de probleme care apar, de tot felul de, eu știu ce e prin aer și așa mai departe. De boli. Și atunci țin mâinile pe o plantă sau trimit de la o anumită distanță simbolul asupra plantei, la rădăcină, la tulpină, la floare, dacă e înflorită. Și planta își revine. De cele mai multe ori planta își revine. Este o minune. Planta cunoaște și absorbe simbolul instantaneu. Se bucură ca și cum ar zice, mulțumesc, bine ai revenit. Adică tot ce ființează în univers cunoaște aceste simboluri. Noi oamenii le cunoaștem mai puțin, pentru că avem îndoieli, pentru că dăm dovadă de foarte multă neîncredere în ceea ce ni se dă de dincolo de organele de simț, de dincolo de pragurile raționale și ceea ce apare a fi irațional ni se pare a fi inexistent. Din păcate. Totuși, uite, o foarte importantă să zic așa, partea populației lumii începe să se trezească și să-și dea seama că ajutorul, ca să mergem înainte firesc, exact cum spuneam, vine de acolo, de dincolo de pragurile raționale, din aceste simboluri, din geometria sacră, din inițierile pe care ni le putem face în tot felul de astfel de tehnici terapeutice, din exerciții din alte structuri terapeutice, cum este yoga, cum este prananadi, cum sunt foarte, foarte multe, că vin dinspre Orient, că vin dinspre America de Sud, că vin dinspre indienii din America de Nord, din Africa, din Orientul Mijlociu, că vin chiar de la noi din țară pentru noi, pentru că avem și noi destule. N-a rămas mult scris de la strămoșii noștri, daci, traci, pelazi, dar avem suficient folclor, avem destule semne că se poate. Se poate trăi ca o ființă luminoasă. Și aici, sigur, intervine din nou Sfântul Soare, pentru că Soarele nu e așa de care tot mi-e drag să vorbesc mereu. Soarele, până la urmă, este, cred, cel mai important simbol, cel mai puternic și cel mai dătător de viață, de lumină, de căldură, de putere, de forță, de creativitate, de intuiție. Absolut toate mișcă datorită luminii solare. Are și Soarele un simbol. Luna are și ea simbol. Nu avem tot timpul parte de soare. Nu avem tot timpul parte de lună. Nu, când e zi, nu e luna pe cer. Când e soare, nu e, când e noapte, nu e soarele pe cer. Dar dacă suntem inițiați în simboluri și le înțelegem, putem face adevărate minuni. Pentru că noi așa, până la urmă, prin inițiere, ce faci? Inițierea în simbolurile acestea sacre îți aduce universul aproape. Îți aduce universul în inima ta și în mintea ta. Exact cum spune. Și atunci operezi cu ele fără să mai ai nevoie de ele în plan fizic. Așa se întâmplă și cu terapia la distanță. Nu este neapărat necesar, când cunoști și ești inițiat în simboluri sacre, să fii aproape de pacient și să pui mâinile pe el. De foarte multe ori, în cei peste 15 ani de practică, mi s-a întâmplat să văd miracole și minuni, care sigur sunt niște cuvinte. Miracolul și minunea sunt niște cuvinte care
De fapt, sunt foarte firești. Ele se întâmplă. Pentru mine nu e mai un miracol, nimic din tot ce se întâmplă și văd în aceste situații. Dar mai la început, când am început să lucrez, chiar le consideram adevărate miracole. Adică nu pui mâna pe nimeni și totuși vindecarea apare. Transformarea în omul respectiv apare. Chiar dacă el este în Statele Unite Americii sau este în Japonia sau este în Vietnam sau pe unde am avut pacienți prin toate colțurile planetei noastre. Români plecați din diverse motive sau că le-a fost destinul așa, peste tot. Mă solicită și dacă pot, cu mare drag îi ajut. Analizele ieșeau proaste, aveam o stare de agitație, nu dormeam bine. Purtând acest aparat în fiecare zi, a fost o surpriză foarte mare pentru noi. Analizele care le-am făcut au ieșit în limite normale. Deci am îmbunătățit starea de sănătate total, din cap până în picioare. Pentru cei care vor o sănătate fără multe medicamente, fără multe tratamente, îl recomand la toată lumea. Și acum revin, că vorbim și de terapie la distanță și la inițiere. Ajutorul meu constă în asta, la fac tratamente la distanță pentru foarte mulți oameni din România, din străinătate și. Dar țin foarte mult și la următorul lucru. Cei care doresc, și după ce le explic și înțeleg despre ce e vorba, celor care doresc, le fac inițiere în unele dintre aceste simboluri, depinde despre ce este vorba. Tocmai le fac inițiere de la distanță. Tocmai ca să beneficieze de un ajutor mult, mult mai adânc. Adică să rămână cu ceva anormal. Pentru că ședințele de terapie la distanță se vor termina. Nu știu, 5, 6, 10 ședințe se termină. Dar ca să aibă beneficii și mai mari, le fac inițierea în aceste simboluri, tocmai ca ei să poată merge în continuare, să-și facă singuri autotratamente, să le facă celor dragi care sunt cu ei acolo tratamente sau. Totdeauna spun, aveți încă oameni, rude, prieteni, oameni dragi rămași acasă, avem. Învățați lucrul ăsta și o să puteți să-i ajutați de acolo, de la distanță, pe aceștia rămași aici. Auzi, Alții rămați aici ca să-i ajute pe cei plecați. tot vorbeai de simbol, mi-am adus aminte de o întrebare pe care probabil dacă te-ai uitat la întrebările puse de telespectatori la emisiunile tale, este o doamnă care a revenit cu întrebarea de 3 ori, poate mai mult, nu m-am uitat la ultimele 2 emisiuni, în care spune că folosește simbolul Reiki Chokurei, dar nu știe cum să-l și-l aplice, cu codița spre stânga sau spre dreapta. Da, aceasta este o chestiune foarte frumoasă. Simbolul Chokurei, simbolul puterii luminii, în traducere liberă ar însemna pune puterea luminii aici, acum. Sau acolo, sau unde îl trimiți, în acel moment. Este un simbol de mare forță, un simbol universal, acest simbol. Cred că este cel mai iubit și cel mai utilizat simbol din Reiki, din tehnica terapeutică Reiki. El se transmite la distanță și se desenează în aer sau imaginar pe corpul pacientului, așa cum îl vedem toți, cu codița pornind de la stânga spre dreapta și apoi spirale. Singura dată când se desenează cu codița mă rog, cu bara orizontală de deasupra, de la dreapta la stânga, este atunci când îl facem peste propriul corp. Adică atunci se face reversat, în oglindă. Ca și cum ni l-ar face cineva. Întotdeauna spun la cursuri, gândește-te că, Doamne, Doamne, îți face acest simbol. Cineva dintre creatorii noștri care se ocupă cu simboluri, le spun, gândește-te că acela îți face simbolul. Deci fă-ți-l invers decât îl faci de obicei. Adică dacă eu îți fac acum un simbol și ți-l fac cu mare drag, așa de la distanță, pentru că va aduce multă putere și energie acolo la tine. Îl fac normal, așa cum îl văd mereu desenat, cu codița de sus, de la stânga spre dreapta și apoi spirale. Dar dacă îl fac pe mine, în fața mea, îl fac invers, ca să apară la fel, că mi l-a făcut cineva din față, mie. Da, este singura dată când simbolul Ciocurei se desenează în oglindă. Sper că doamna care a întrebat este pe fază și a aflat răspunsul. Dacă nu, o să-i scriu și o să-i spun. Așa. Mulțumesc tare mult. Mergem mai departe cu discuția.
Și îmi cer scuze că te-am întrerupt, dar mi-am adus aminte că n-am Nu-i știut nimic. să-i răspund. Da. Da, nici eu nu am timp chiar așa de mult să stau să mă uit la toate comentariile și întrebările în urma emisiunilor. Mai fac lucrul ăsta odată la o vreme, dar să-mi fie iertat. Până la urmă tot răspund tuturor, da? Cred că nu este și nu pățește nimic rău dacă l-a făcut invers, că l-am dat, spunea că cineva i-a zis că dacă l-a făcut cumva greșit, s-ar putea să efectul să fie exact pe dos. Nici într-un caz, chiar vreau să spun lucrul acesta, am spus, sunt foarte inteligente aceste simboluri și nu avem ce greși, pentru că știe singur să meargă exact în poziția necesară, să se repună exact așa cum trebuie ca să rezolve problemele. Ce facem noi când îl desenăm? Chiar dacă îl desenăm vreodată din viteză, din uităm, îl desenăm altfel. Noi doar cât dăm o comandă de la nivelul sufletului nostru și al minții noastre, pune putere aici, acolo, acum. Și atunci el va ști ce să facă acest simbol. N-aveți ce greși, nu vă faceți probleme, nu se întâmplă absolut nimic. Nici în situația acestui, în cazul acestui simbol, nici în altor simboluri. Pentru că sunt foarte, foarte inteligente, sunt simboluri sacre, sunt simboluri divine. De multe ori mă întreabă de obicei cursanții, sau mă rog, imediat după curs, începători, mă întreabă lucruri de genul ăsta, sau altfel, dacă am greșit când am făcut așa, sau poate trebuia să țin mâinile mai multe minute sau în alte poziții. Tot timpul le spun, nu aveți ce greși. Important este să lucrați. Va veni înțelegerea pe măsură ce lucrați și pe măsură ce lucrați cu voi înși vă și vă faceți autotratamente. Și la urmă le spun tuturor, Dumnezeu iubește începătorii. Pentru că se bucură că a mai venit cineva. S-a mai adăugat cineva la această înaltă filozofie de a munci cu simbolurile și cu energia universală. Dumnezeu iubește începătorii, cu siguranță. Apoi și pe cei care au experiență, evident, dar de începător, cred eu, simt asta, îi place foarte mult energiei, pentru că dorește să ajute pe cei care s-au realiniat și au redescoperit această forță în ei înșiși, datorită unei inițieri făcute la un curs de un maestru și așa mai departe. Da. Mergem mai Asta e. Da. Cam asta este, după părerea mea, ceea ce ar trebui să întâmple ca să apară această transformare personală. Transformarea personală înseamnă, cu alte cuvinte, și schimbarea perspectivei de a vedea lucrurile. Uite, citeam așa într-un compendiu scos din prima carte scrisă de fapt, din cartea scrisă de Nicolaus Copernicus, pentru că Nicolaus Copernic a scris o singură carte din pricina animozităților pe care le-a avut cât a trăit și cu Biserica Catolică și cum era în perioada respectivă, n-are rost să ne mai, nici măcar să ne aducem aminte, pentru că a fost scris rău. Abia la distanță de 300 de ani de la moartea lui Copernic s-a luat în considerare teoria prin care Soarele este în mijlocul, este centrul Universului și nu Pământul. Sigur, 300 de ani a fost o întârziere fantastică pentru evoluția omenirii și din toate punctele de vedere, evident. Dar asta a fost, așa a fost să fie, ce să mai zicem. Și citeam niște fragmente din ce a scris el. Și la un moment dat, despre schimbarea perspectivei, cam așa zicea el. Sigur, el nu folosea cuvintele acestea cu schimbarea perspectivei, dar cam așa cumva. Și gândiți-vă că în momentul în care te urci pe o corabie și pleci pe mare, ți se pare că țărmul se mișcă și că se depărtează de tine. De fapt, tu pleci. Tu stai pe loc pe corabie. Și trebuie să fii atât de nebun încât să crezi că, de fapt, pământul pleacă de lângă corabie, încât numai așa îți poți explica faptul că Pământul este în centrul Universului. Doar dacă ești pe corabie, vezi că tu ai plecat și că Pământul a rămas pe loc. La fel, dacă te gândești că Soarele este în centrul Universului și că, de fapt, Pământul se mișcă. Nu avem convenția asta în care zice, Soarele a răsărit, acum e la amiază, e sus pe cer, a apus la vest. Dar, de fapt, nu e deloc așa. Soarele nu pleacă nicăieri. Este tot timpul într-un singur loc fix. Și atunci vă întreb pe toți, n-ar fi bine din când în când
Să privim tot ce se întâmplă în jurul nostru din perspectiva soarelui. Ma da. Așa, uite ca exercițiu. Gândiți-vă 5 minute. Stați liniștiți într-o zi. Cum ar fi să vedeți Pământul din perspectiva soarelui? Și tot ce se întâmplă în jurul vostru o să vedeți din perspectiva soarelui. Ce este soarele? Nu-l interesează că ești bogat, că ești sărac, că ești sănătos, că ești bolnav, că ești înalt, că ești scund, că ești frumos, că ești urât. Astea sunt convenții, în funcție de anumite repere care au apărut de-a lungul istoriei. Pe soare nu-l interesează. El oferă cu cea mai mare dragoste și bucurie căldură, lumină, energie tuturor ființelor de peste tot, de unde el este stăpân. Și, în primul rând, de pe planeta noastră. Așa cresc plantele, așa se dezvoltă oamenii, așa se dezvoltă absolut tot, așa cresc animale, tot ce ființează. Așa se dezvoltă regnul mineral, care ne este atât de drag. Folosim cristale, folosim pietre semiprețioase, pietre prețioase de multe ori, ca să ajutăm vindecarea unor disfuncții. Așa că hai să privim câteodată și din perspectiva soarelui. Pentru că odată de mult, toți am fost atomi de soare. Am ajuns în poziția în care suntem acum. Un pic de soare este în fiecare. O scânteie de acolo. Și atunci, dacă vom privi și din perspectiva aceasta, nu va mai conta cum sunt semenii noștri, cum apar ei. Va conta foarte mult să transferăm cât mai multă lumină. Pentru că soarele ce face până la urmă? Încearcă și reușește să țină în echilibru această planetă. Să o aducă înapoi la ceea ce vorbeam, la firesc. Tot cu ajutorul luminii solare, tot cu ajutorul acestor simboluri, tot cu ajutorul acestei energii universale, vom aduce înapoi cursul evenimentelor la firesc, la natural. Am muncit, între ghilimele, atât de asidu și de mult de-a lungul istoriei, încât aproape că ne-am prăbușit planeta și am explodat-o. Este varză, ca să zic așa. Adică natura este absolut poluată, substanțele active în ceea ce plantăm sunt din ce în ce mai puține și nu-i din vina soarelui. Am mai spus-o, nu are nici o legătură. Noi am creat această degringoladă totală, nefirească, în care am spart straturile de ozon, lăsăm să vină de la soare și ce el nu ne-ar da, de fapt, pentru că așa a fost făcută creația, să ne dea numai ce este bine pentru noi. Și uite unde am ajuns. Ni s-au modificat și comportamentele. Am ajuns să credem în tot felul de balauri cu 1.000 de capete, în loc să ne retragem frumos în casa bunicii și să ne uităm ce e pe perete. Simbolul solar al particulei de lumină, floarea vieții. În orice părătar din România se găsea un fragment, o bucățică din floarea vieții, din simbolul particulei de lumină, care ne arată că totul este împreună. Cercurile acelea care se tot îngemânează și se duc un rotund mare la infinit. Este forța și bucuria soarelui de a îngriji tot ce mișcă în jurul lui. Să privim de 5 minute din perspectiva soarelui, poate să schimbă ceva și în mentalul nostru și în inimile noastre. Așa, câteodată. Da. Gândind că așa cum este sus, este și jos, aș gândi și invers. Știi, puțin. Neapărat. Dacă noi am reușit să distrugem toată armonia, Exact. probabil că influențăm și ce este mai sus de noi. Pentru că asta este. Totul este energie și de fiecare dată când le spunem prietenilor noștri că schimbarea pleacă de la noi, din interior, la asta ne referim. La faptul că nu suntem chiar așa de neputincioși, cum ni se Oh, spune. nu. Nu. Doar că tot ni se spune chestia asta ca să rămânem fără putere, să nu avem încredere în capacitatea noastră. Din păcate, da. Da. Deci am vorbit despre lună, despre lună mai puțin, despre soare. Dar noi știm așa, nu? De exemplu, pentru cei care fac astrologie,
Știu că luna este un simbol feminin, soarele un simbol masculin. Știu foarte bine cum ne influențează cele două simboluri, faptul că amândouă fac parte din noi. Fiecare avem o parte de lună și o parte de soare, indiferent. Exact așa este. Da, de ce sex suntem și aș vrea să ne vorbești puțin și despre lună, pentru că despre soare ai spus. O, și câte mai sunt de spus. Dar la cursurile pe care le și în taberele pe care, uite, am început să le fac și la toate seminariile, soarele cred că este undeva pe primul loc. Nu există. Și dacă vorbesc despre, nu știu, despre cu totul altceva, aduc cel puțin o jumătate de oră Nu poți să simbolul vorbești solar. despre să nu vorbești despre lună, care este asociată cu femininul, cu intuiția, cu simțurile noastre cele mai fine. Păi, asta vreau să spun. După care aloc și lunii câte o parte, pentru că și astrul nopții, luna este o minune. Și așa funcționează împreună. Eu cred că ți-am mai suat într-o emisiune, când eram mic, așa îmi venea mie să cânte așa. Soarele și luna și-au dat mâna, luna și soarele și-au dat picioarele. Mi se părea că trebuie să fie cumva împreună. Luna, până la urmă, această conjuncție, Pământ, Lună, Soare, aceasta face, cei care au făcut cursuri de radionică cu mine știu foarte bine despre ce vorbesc. Aceasta este conjuncția prin care Soarele, până la urmă, află care sunt dorințele noastre, care sunt gândurile noastre, filtrează absolut tot și Luna filtrează o parte din ele și trimite înapoi conjuncturile necesare împlinirea celor dorințe și a mersului înainte într-un mod firesc. Luna este cumva, vezi, noi am fost învățați că este un satelit natural al Pământului, că nu are nicio treabă cu asta. A fost pusă acolo cu un scop foarte, foarte precis. Este responsabilă cu magnetismul Pământului și cu plasa aceasta extraordinară electromagnetică care înconjoară Pământul. Energia Pământului, energia telurică, pleacă de la sud la nord, prin interiorul Pământului, îl străbate prin centru, unde este un miez de foc fantastic, și în exterior, de la nord la sud. Vine exact pe unde sunt meridianele Pământului. Se creează un fel de plasă extraordinară, foarte deasă, de energie. Ce face Luna? Întreține viața acestei plase și de energie. Așa că Luna ne poate veni în ajutor extraordinar când vorbim despre transmitere energetice la distanță, despre emisii energetice, despre emisii de unde electromagnetice, care sunt gândurile noastre. Gândurile noastre sunt extraordinar de purtătoare de electromagnetism. În momentul în care ne gândim cu drag la cineva, omul acela simte. În momentul în care transmitem energie la distanță, omul acela simte. Pe loc, instantaneu. Când ne rugăm pentru cineva, tot această plasă energetică ne ajută. Așa a făcut Dumnezeu lumea, nu spun că am văzut eu sau am citit pe undeva. Așa funcționează. Luna asta face, întreține această plasă ca să nu se spargă. Știi cum era vorba? Orice ar face oamenii, gaură în cer nu se va face. Să sperăm că așa și va rămâne. Pentru că Luna va avea atâta forță încât să țină plasa aceasta fără spărturi în ea. Gândurile noastre, exact ce spuneai, pot influența negativ această plasă, pentru că această plasă electromagnetică de energie se adună și alea bune și alea rele. Slavă lui Dumnezeu că există foarte multe gânduri bune care se duc acolo și mai anihilează din toate nenorocirile acestea. Și îi datorăm lunii faptul că face în așa fel încât cele bune să se adune, cele rele să se sperie. Când luna este în creștere, avem șanse uriașe să-i cerem realmente, pentru că ne ajută, este o prietenă de nădejde fantastică. Ne ajută să împlinim ceea ce ne dorim. Mai cu siguranță, dacă ceea ce ne dorim este firesc, natural, spre binele nostru, cel mai înalt și al celor din jurul nostru. Ce face ea?
modelează într-un fel gândurile acestea ale noastre, le ia și le transportă și le trimite către soare. Tot soarele, la urmă, este răspunzător pentru felul în care va retrimite înspre noi șansele de reușită și conjuncturile favorabile. Dar luna este cea care are laboratorul. Acolo se amestecă toate gândurile, toate lucrurile, tot absolut se filtrează foarte bine binele de rău, după care se transmite către soare. Când luna este în descreștere, putem să-i cerem și la fel ne va ajuta să ia odată cu descreșterea ei, să descrească și de la noi până la dispariția totală. Boli, suferințe, necazuri, situații nefavorabile pe care le trăim. Dar, încă o dată, nu facem odată și după 2-3 zile că luna este în descreștere, nu se întâmplă aia. Bine, luna, ce știe luna? Știe, de habar n-avem noi. Da, de asta știi că mai Sistematic, asta este, urmăriți calendarul lunar și mare jucați-vă cu chestia asta lună de lună, ca să, așa, pentru că este foarte important. atenție ce însuflețiți, ce împuterniciți în perioadele de eclipsă, pentru că am văzut Da. amândoi câte se fac în perioadele astea de eclipsă și oamenii nu sunt suficient de atenți, că nu mai ține de cunoaștere, e un lucru banal. Să știi că Da. nu au cum să-și încarce cristale. Nu au cum să, atunci când este eclipsă. E un nonsens. Ba, poți să aduci, să le amprentezi cu altceva. Exact. Poți lucra cu simboluri sacre peste cristale și atunci la fel se purifică și se reîncarcă. Adică ce facem? Mie așa, bă, lumea vrea să-mi curăț cristalele. Ce maestre, cu ce să-mi curăț cristalele? Tot timpul zic, domnule, cu apă și cu săpun. Glumesc, evident. Deci este... Da, dacă sunt murdare și le-ai ținut în noroi, bine ar fi să le dai cu apă și cu săpun și cu o perie. Dar nu este vorba despre o curățare, așa. Cuvântul ăsta poate e puțin... Spălare. Da. De fapt, este eliminarea amprentelor negative care s-au adăugat cristalelor. Energetică. Exact, amprentelor energetice negative, de joasă vibrație. Sau pur și simplu faptul că lucrând și cristalele lucrează extraordinar de bine. Se descarcă săracele, că așa este. Lucrezi, 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 epuizezi energia pe care o poți transmite. La un dat reîncărcat. Ei, în momentele în care nu poți să faci cu ajutorul lunii, al soarelui și așa mai departe, că nu îl ai, nu îl vezi pe cer, nu este o perioadă de, nu știu, iarnă și multe, o săptămână, două de un cer înnorat. Ai simbolurile în care ești inițiat, simbolurile sacre. Ai simboluri din Reiki, ai simboluri din Egipt, ai simbolurile sacre cunoscute în geometria sacră, în radionica spirituală. Nu? Cum am mai zis, floarea vieții, pentagrama, hexagrama, spirala Fibonacci. Sunt foarte multe simboluri, particule de lumină, cercul. Tu e așa de simplu să faci niște cercuri antiorar deasupra unui cristal. În momentul acela l-ai încărcat cu energie. Și comanda ta mentală, ceea ce spui tu în mintea ta, este ca o rugăminte pe care eu o adresez. Dar, de fapt, este o comandă, dar o comandă nu militarească, ci o comandă frumoasă, izvorâtă din toată inima ta. Te rog să-ți elimini, să te descarci de toate amprentele energetice negative și să te încarci cu energie pozitivă pentru lucrarea pe care o avem de făcut împreună. Că lucrarea o fi să-ți așezi cristalul, nu știu, în dreptul inimii, să-ți-l așezi pe gât, să mai amelioreze, să mai armonizeze funcțiile glandei tiroide, că ți-l pui pe frunte, sigur, acum și cristalele sunt diferite, mai putem citi foarte ușor acum sunt toate explicate, ți-l pui pe frunte pentru activarea glandei pineale, pentru dezvoltarea intuiției, pentru dezvoltarea capacităților extrasenzoriale în general, pe frunte se pun cristalele, tratamentele Reiki se fac pe frunte pentru astfel de situații, că vrei pentru însănătoșirea, nu știu, zonei bazinului. Poți să pui lângă tine, stai întins pe spate, liniștit și poți să pui în stânga, în dreapta, lângă șoldul, în zona bazinului, niște cristale. Sau clustere de cristale. Sau uite, eu am tot timpul aici la mine în cabinet, tot timpul o să găsiți piramide. Ce să stai lângă o piramidă pe care ai încărcat-o cu energie pozitivă și ai rugat-o
să-ți transmită, pentru că piramida are și este un simbol sacru. Triunghiul este un simbol sacru. Piramida, mai ales dacă este tridimensională, nu? Așa? Cred că există și simbolul piramidei plane, foarte bun, dar se lucrează altfel. Pui o piramidă lângă tine. Bine ar fi o față a ei să fie orientată spre nordul magnetic, pentru că am explicat, așa vin în exteriorul Pământului energiile. Și apropo, hai să mai, dacă tot am început să explic ce se întâmplă de fapt și cât trebuie ținut. Minim 24 de ore cu o față, oricare față, îndreptată spre nordul magnetic, pentru că 24 de ore îi ia planetei noastre să se învârtă totalmente în jurul Soarelui. În momentul acela, prin piramida noastră, trec în 24 de ore toate meridianele electromagnetice. Toate liniile de câmp electromagnetic ale plasei de energie care înconjoară Pământul trec prin piramida noastră și o încarcă extraordinar cu care efectul va potența ceea ce am rugat-o noi. Ajută-ne în armonizarea zonei genunchiului. Da? Și ține bine de lângă genunchi, că va fi greu să o pui drept chiar pe genunchi. Dar poți să o pui așa, da? Stai pe spate și pui piramida pe centrul pieptului, pe glanda timpului. Echilibru emoțional. Glanda timpului este prima care suferă, este glanda fericirii. La un impact de emoții negative, glanda timus este prima care dă semn. Glanda timus este responsabilă cu aparatul circulator și cu sistemul respirator inferior. Deci, odată dereglată glanda timus, se va deregla automat ceva în zona plămânilor, în zona bronhilor, în zona traheei, în zona inimii. Și atunci, măcar preventiv, o piramidă, uite, am alta, mai interesantă, care este o piramidă din aceasta organică, cu multe cristale de multe feluri. Am aici un pic de lapis lazuli, labradorit, niște spirale de cupru, spărtură foarte fină de aur și în vârf un cristal de cuars, iarăși învelit într-o spirală de cupru. Pui piramida frumos și așa o poziționez, cum stai întins pe spate liniștit, astfel încât o unghie cu un telefon smart din acesta găsești la secțiunea tools, instrumente sau cum aveți, compas, busolă. Și găsiți unde e linia nord-sud. Și vă orientați după busolă și puneți piramida cu muchie, cu o față, pardon, cu latură de a bază spre nord. În acel moment, rugămintea noastră de a armoniza glanda timus, că vorbeam despre glanda timus, în situația de față, în exemplul de față, va fi auzită și în 24 de ore toate meridianele electromagnetice din plasa de energie universală se vor alinia astfel încât să trimită cât mai multă energie. Unde? În glanda timus. Nu trebuie să stai 24 de ore cu piramida pe tine. Destul este momentul în care cu maximă dragoste și sinceritate îi ceri piramidei să te ajute. Deci este, asta încă este o treabă extraordinară. Eu țin un curs, un seminar foarte interesant despre lucruri cu piramidele, la care chiar vă invit, nu știu când o să-l mai fac, probabil la sfârșitul lui septembrie, va fi primul sau, dar este un curs absolut extraordinar. Cu piramidele se pot face minuni, minuni. Nu știu pe unde a rămas. Deci asta era ideea. 24 de ore. Cât îi ia planetei să se învârtă în jurul axei sale o dată, atât va trăi ținut la încărcat cristalul sau piramida și așa mai departe. O față spre nord. Da, extrem de interesant. Hai să vorbim despre tabără. Să vorbim despre tabăra care tocmai s-a încheiat și despre tabăra următoare. Despre cea care vine. Pa! Este Nici nu știu, așa, mă cuprind niște emoții extraordinare și pozitive și de amintiri extraordinare din această primă ediție a taberei pe care am propus-o. Este o tabără de inițiere, este un curs de inițiere în tehnica Reiki,
în simboluri egiptene, în simboluri care au venit dinspre vechii japonezi, în geometrie sacră și radionică spirituală. Am avut o primă tabără în luna iulie la Abrud. Vedeți, nu lucrăm cu grupe foarte mari. De ce? Pentru că este și curs și ne dorim ca oamenii să învețe foarte, foarte bine, să avem timp pentru toată lumea, în jur de 10 oameni. Asta se va întâmpla și în perioada următoare, între 18 și 25 august. Vom face ediția a doua a taberei de inițiere la Abrud, în Munții Apuseni, în județul Alba. Dacă dăm un pic înapoi, o să vedem, ca să explic așa, pe baza fotografiilor, o să înțelegem un pic mai bine ce am făcut și ce facem în această tabără. Putem să luăm fotografiile? Dacă s-ar putea așa, de la prima casă. Așa, mă rog, aici este, pentru că e și frumos ca și film al evenimentelor. Ne-am adunat la o pensiune foarte frumoasă cu niște gazde extraordinar de primitoare și de bune, în localitatea Abrud, în inima munților Apuseni, la pensiunea Filonul de Aur, mă rog, o pensiune foarte frumoasă de acolo. După care, dacă dăm fotografiile, o să vedem exact ce și cum. În prima zi am prezentat calendarul taberei și am început cursurile. Ioana a făcut niște tehnici foarte interesante de schimbare a perspectivei, exact ce spuneam, un fel de preambul a ceea ce trebuia să urmeze, ceea ce a urmat de fapt. După care, cred că am pus fotografia așa în ordine cronologică. Mă rog, cum explică acolo Ioana lucrurile. Am plecat a doua zi într-o excursie inițiatică. Aici suntem undeva sub muntele Vulcan, un munte care este chiar la intersecția dintre județele Alba și Hunedoara, cum se merge spre localitatea Brad. Este o zonă extraordinar de frumoasă, o zonă minieră, fostă minieră, dar muntele Vulcan, el însuși are acolo niște legende și niște povești pe care cred că abia așteptați să le auziți dacă veniți în tabăra noastră. După care ne-am îndreptat spre Eram în drum spre Sarmizegetruza Regia și ne-am abătut puțin din drum, circa, eu știu, 10 km, ca să vizităm una dintre cele mai vechi mănăstiri ortodoxe din România, o mănăstire de secol XIV, Mănăstirea Crișan, din județul Hunedoara, cum spuneam, în zona orașului Brad. Și ne-am continuat drumul, precum o să se vadă și în poze, spre Sarmizegetruza, unde am făcut inițierii participanților la tabără în aceste simboluri, în simbolul stelei cu 8 raze, în simbolul particulei de lumină, pentru că aceste simboluri au constituit temeiul pentru ce avea să urmeze în zilele următoare. Asta vom face și la următoarea tabără. Steaua în 8 raze, de asemenea, este o stea cumva seamănă cu pentagrama, dar este atunci când se desenează pe om, este ca și arborele sefirotic, ca și pomul vieții. Cei care veți dori să învățați aceste lucruri, o să aveți așa o mirare în primă fază, nu o să vină să credeți cât este de puternică. Pe care, sigur, ne-am întors seara la curs și am explicat tot ce înseamnă aceste simboluri și am continuat și cu practică, nu am poze din timpul practicii, dar oamenii și-au făcut tratamente unii altora. La Sarmizegetuza, aici în fotografia aceasta, eram în urcare spre Situl dacic de la Sarmizegetuza, prin pădure, a fost extraordinar. Senin, o energie fantastică, cum este la Sarmizegetuza, după care a venit o ploaie extraordinară, așa, fulgerător, a și fulgerat de două ori, a tunat de două ori și a venit o ploaie superbă, caldă. Cred că așa am primit botezul dacic. Până la urmă, cam asta cred că s-a întâmplat. De la Sarmizegetuza ne-am îndreptat înapoi spre casă, spre pensiunea de la Abrud, dar ne-am oprit la Alba Iulia și am vizitat Catedrala Romano-Catolică, Sfântul Mihail din Alba Iulia și Catedrala Ortodoxă a Unirii. Așa, sunt câteva imagini din cetatea Alba Carolina, din Alba Iulia. Următoarea zi, cred, așa am plecat în excursie inițiatică la Ghețarul de la Scărișoara. Un loc chiar așa extraordinar, cu o încărcătură pozitivă, energetică, fantastică. Au și spus oamenii, este
Cred la fel ca la Sarmizegetusa, este o încărcătură fantastic de bună aici, în miezul pământului. Mă rog, nu e miezul pământului, dar sunt câteva etaje bune sub pământ. Aici este grupul nostru coborând spre Ghețar. Cred că în următoarea imagine, da, mi s-a părut foarte spectaculoasă această imagine, de aceea am și luat-o în fotografie, am pozat-o. Verdele acela, eu zic verde Da. scoțian, este un verde absolut ireal. Fosforescent. Da. Deci, afară, gândiți-vă că erau 34 de grade în munții Apuseni. A fost perioada aceea cu caniculă fantastică și în interiorul peștei era 1 grad. Atât. Deci, o diferență de 32-33 de grade la nivel de câteva, eu știu, 10-15 minute cât durează să cobori. Vezi că imediat după acel mușchi de un verde fantastic, urmează o porțiune în care este zăpadă și apoi gheața. A fost ceva fantastic. Încă o imagine cu acest verde extraordinar, în care este prinsă și gheața aceasta mărunțită și cerul senin de deasupra intră din peșteră. Da, iarăși niște imagini cu grupul acolo, ni se explica una alta de către ghidul specializat de la Ghețar. Apoi am vizitat peștera lui Ionele sau peștera Liliecilor, iarăși o grotă amenajată, foarte frumoasă, de pe traseu, cum se coboară de la Scărișoara undeva spre Valea Arieșului, este și această peșteră. După care am făcut un popas cu plăcinte tradiționale, cu spanac și brânză, și unele cu brânză dulce și stafide, pe malul Arieșului, nu? Acest râu extraordinar, numele vine de la dat de romani, zeul Aries, a fost dat Arieșul, niște zone pitorești foarte frumoase, de asemenea încărcate pozitiv. Am făcut așa niște băițe de picioare în Arieș, că era în sus spre izvoare și o apă limpede extraordinară. Am făcut un popas apoi pentru că era perioada în care era multă zmeură sălbatică și am oprit autocarul și ne-am dus să culegem zmeură și am făcut așa o cură de zmeură extraordinar de bună. După care am plecat, da, aici este Ioana care ne arată ce zmeură frumoasă a cules. Și am plecat la Cascada Vidra. Este cursanții, participanții, dragii noștri prieteni care au fost în prima tabără au spus că este probabil cea mai frumoasă cascadă din România, pentru că mai văzuseră și altele. A fost ceva de vis și acolo, un loc extraordinar de încărcat energetic, pozitiv. Am zăbovit acolo multă vreme, cred că am stat aproape 2 ore și ne-am încărcat de această cascadă de apă. Mai cred că mai am mai pus așa. Vis-a-vis de cascade, cumva peste drum, este în zona comunei Avram Iancu, pe Arieșul Mic, este dealul cu Melci, o rezervație extraordinară, protejată, în care tot dealul, este vorba de câteva sute de hectare, este așa, cu urme, cu fosile de melci rămase din vremea în care în zona respectivă era Marea Tetis. Absolut spectaculos. Apoi am mers într-o altă zi, am mai făcut și cursuri de inițiere între timp, dar am pus imagini din excursii, am coborât în mina daco-romană, o mină la fel care are 2000 de ani de când cel puțin se știe de ea și este atestată documentar. Am și văzut în muzeu niște documente rămase în urma unui chef, adică documente romane de începutul secolului II, în care scrie cât vin s-a consumat, cât a costat, câți galbeni a costat, mă rog, cele de trebuință pentru petrecerea respectivă, cine a participat cu numele lor, familii mari, nobile venite de la Roma au participat la petrecerea respectivă, general de armată, deci sunt niște documente, dacă aveți ocazia să mergeți în vizită, să o faceți, pentru că este vorba de istorie milenară a acelor meleaguri și a poporului nostru până la urmă. Deci suntem aici la 170 de trepte sub pământ, în galeria auriferă de la Roșia Montană. Asta vom face și în tabăra care va fi în perioada 18-25, pe aceleași trasee vom merge ca să vedeți aceste minuni. Realmente este Muzeul Mineritului din Roșia Montană, în care sunt imagini din vechime și din vremea
Imperiul Austro-Ungar și din trecut, cum se făcea mineritul la vremea respectivă. Sunt și explicații extraordinare date de ghidul local de acolo. Iarăși o imagine cu o intersecție între coridoare, între galeriile din mina daco-romană, vedeți că acestea se deosebesc de alte galerii din lume, pentru că sunt de formă trapezoidală. Toate, vedeți, sunt trapezi, nu sunt rotunde, nu sunt ca tunelurile, ci sunt niște tuneluri trapezoidale. Așa munceau romanii în minerit. Aici este o adevărată minune. Ne-am dus la, într-o anumită zi, ne-am dus la stâncile detunate, o arie protejată, o arie naturală extraordinară din zona comunelor Buciu, de fapt chiar din localitatea de deasupra, pe în vârf de munte, a localității Buciu Șasa, o localitate în care a fost preot Iona Gârbiceanu, unde s-a scris Fefeleaga. Am și făcut niște fotografii, cred că le-am pus aici, la casa parohială unde a slujit și Iona Gârbiceanu și la biserica în care a slujit. Dar ce este în această fotografie? Este o zonă în care, dacă te duci chiar lângă stâncile detunate, vezi un conglomerat fantastic de stânci imense, sunt ca niște traverse de cale ferată, dar foarte groase, căzute de-a lungul mileniilor de acolo. Sigur, legenda spune că în urma unei lupte dintre Făt Frumos și un balaur și așa a dat cu palul și au căzut stâncile. Mă rog, sunt foarte multe legende foarte frumoase acolo, în Apuseni. Gheața este la suprafață. Imediat sub stânci este gheață, indiferent că afară erau 30 și ceva de grade. Și unul dintre prietenii noștri, dintre colegii noștri de tabără, Florian, de la Pitești, a scos o bucată de gheață de sub stânci ca să o vedem cu toții și să o fotografiem. Este foarte, foarte interesant. Este un loc magic de-a dreptul. Adică să ai gheață la suprafață, sunt niște strânci prăbușite, indiferent că afară sunt 30 de grade, este ceva cu adevărat magic. Aici este o fotografie pe care am făcut-o unora dintre cei care au vrut să vină să viziteze casa parohială în care a stat Iona Gârbiceanu în perioada când a scris Fefeleaga în localitatea Buciu, din județul Alba. Așa, am continuat cursurile de inițiere, am făcut practică, am inițiat oamenii în simbolul Reiki și i-am instruit cum să folosească aceste simboluri sacre din Reiki și din geometria sacră și simboluri egiptene în transmisii energetice la distanță pentru binele lor și a celor dragi. A fost multă informație și va fi multă informație în tabără, dar acesta este scopul, să învățăm, să ne instruim, să știm că de acum înainte, cât ne-o ține Dumnezeu, avem posibilitatea să folosim cele mai frumoase daruri pe care ni le-a dat și poate cel mai frumos dar, energia universală. Iarăși, o zi de curs, apoi simbolul Ged al coloanei vertebrale a lui Osiris, un simbol care ne vine dinspre Egiptul Antic. Am învățat oamenii să lucreze cu acest simbol atunci când au nevoie ei sau cei dragi de vindecări, de armonizări în zona coloanei vertebrale. Apoi, sigur că a urmat Crucea Ankh, în care au fost inițiați participanții la tabără și în care veți fi inițiați și voi, cei care veți veni în perioada 18-25 august, în această tabără de inițiere. Spirala Fibonacci, pe care am explicat-o și o explic în cadrul acestei tabere, numerologia Fibonacci, tot ce se face cu aceste numere și cum se folosesc pentru o condiție mai bună a câmpului psihic și pentru dizolvarea unor traume și a emoțiilor din trecut negative. Și cred că este fotografia care spune la revedere, tabără dragă, din iulie. Ne vedem în august, 18-25 august, în tabăra de inițiere, Reiki, geometrie sacră și radionică spirituală, din localitatea Abrud, județul Alba. De duminică, 18 august, până duminică, 25 august, ne întâlnim și facem lucruri minunate, extraordinare, divine. Ca să înțelegem cum să folosim aceste simboluri sacre, cum se transmite energia la distanță, cum putem face autotratamente în caz de îmbolnăvire sau mai ales preventiv și cum putem transmite această energie înspre beneficiul celor dragi sau pacienților dacă alegem să devenim terapeuți. Pentru că această tabără este cea care va fi în august, am modelat-o în așa fel încât acest curs să se finalizeze și cu o diplomă de inițiere Reiki, astfel încât oamenii,
Dacă vor dori, se poate să-și deschidă chiar și cabinete de întreținere corporală, cabinete de terapie cu energie universală. 07 0780 238, numărul de telefon la care se pot înscrie Da, pentru. este numărul meu de telefon 0747-080238, un mesaj pe WhatsApp cu intenția de participare la tabăra din 18-25 august din Munții Apuseni și colaborăm, vă dau datele pentru înscriere și costul taberei este de 3.500 de lei. Ca să ne lămurim acest cost, pentru că ne-am uitat cam ce se întâmplă prin țărișoara noastră, cam cât sunt costurile în situațiile acestea în care oamenii merg în tabere, în retreat-uri și așa mai departe. Să știți că în acest cost, care după părerea noastră este mai mult decât optim gândit, foarte, foarte bine l-am gândit, este și cursul de inițiere, sunt și cele 3 zile de excursii, cu toate biletele de intrare la toate obiectivele propuse în program, plătite deja în acest cost, transportul cu autocarul de la pensiune până acolo, cazare și 3 mese pe zi. Adică absolut tot ce trebuie ca să fim acolo fericiți și să putem asimila toate cunoștințele, să ne bucurăm, să devenim prieteni și să vizităm poate unele dintre cele mai frumoase locuri din România. Da, îți mulțumesc tare mult, Horațiu. Să vizitați razavindecătoare.ro și acolo veți găsi la secțiunea cursuri și tabere această tabără inițiatică Reiki, Radionică Spirituală și Geometrie Sacră din Munții Apuseni, ca să vedeți, pentru că am scris la detalii tot calendarul taberei, ce facem în fiecare zi acolo. Vă aștept cu mult drag, 18-25 august. Îți mulțumesc tare mult. Dumneavoastră vă mulțumesc că stați Mulțumesc pentru aici. invitație. Mă bucur că ne-am revăzut. Da, trebuie să ne revedem mai des. 0747 080 238. Până săptămâna viitoare, vă doresc să aveți fericire în suflet și putere în trup, să treceți cu bine peste săptămâna ce vine, să ne revedem sănătoși. O seară frumoasă, mulțumesc tare mult, seară bună! Doamne ajută! Foarte important, am uitat să spun, acest imunocup, credeți-mă, îmi scoate metalele grele, pentru că e imposibil, toți avem metale grele, că se pune o grămadă de chimicale pe legume și alea intră în organism. E verificat pe mine, credeți-mă, când îmi fac analizele, că se face și pentru așa ceva, eu nu am. Nu am, dar am avut în timp. Am avut, pentru că e imposibil să nu ai. Toate sunt cu pesticide, toate acum nici nu se mai fac decât cu tot soiul de îngrășăminte. Ar trebui să cumpere toate.